Povestea doamnei Rodica, mamă de împrumut, pentru 21 de copii, rămași ai nimănui. La 54 de ani, doamna Rodica are o jumătate de viață dedicată copiilor. A lucrat ca asistent maternal 22 de ani, timp în care a reușit să crească și să redea societății 21 de copii orfani, transformați în adulți educați și cu simț civic. Deși are doi copii ai ei, acest lucru nu a împiedicat-o să adopte și alți copii, rămași singuri pe lume, care aveau nevoie de căldura unei mame, până la găsirea unei familii adoptive. Povestea doamnei Rodica începe încă din anii 90, atunci când fabrica la care lucra împreună cu soțul ei s-a închis. Rodica și soțul ei au fost disponibilizați și așa au ajuns să se reorienteze către sistemul de protecție socială. Era o meserie nouă în România atunci, dar a atras-o încă de la început, tocmai fiindcă iubea copiii și era cunoscută ca o femeie cu suflet foarte bun. Eu am 36 de ani vechime, în muncă. Când s-a desființat întreprinderea, m-am gândit ce fac. Nu aveam loc de muncă și atunci mi-am găsit serviciu la casa de copii. Am lucrat 4 ani jumătate, dar m-am îndreptat către profesia aceasta de asistent maternal. Când am auzit de primii asistenți maternali, eram foarte interesată. Nu știam despre ce este vorba, dar am zis, uite, ce bine este să crești acasă copii. Îmi plăceau copiii. Pe atunci aveam 2 copii, ai mei, biologici, povestește doamna Rodica. Astfel, din 1999 și până în prezent, doamna Rodica a crescut numai puțin de 21 de copii abandonați. Pe acești copii i-a adus acasă, i-a educat, i-a iubit așa cum a știut ea mai bine să o facă, dar și ajutată de soțul ei și cei 2 copii ai lor. Mai ales că, unii dintre copii se confruntau și cu probleme de sănătate. Îi luam de micuți. Pe majoritatea i-am luat fără să-i vedem înainte. Chiar din maternitate, numai ne anunțau, avem un copil pe care trebuie să-l dăm în regim de urgență. Și mergeam și-l luam din maternitate fără să-l vedem, fără să-i cunoaștem problema. Dacă îl luam cu o problemă de sănătate, noi ne implicam să-l recuperăm atât cât se putea. Apoi îi educam și îi creșteam să prindă aripi, așa, ca într-o familie, adaugă ea. Deși uneori le-a fost greu, a fost un drum care le-a adus multă împlinire sufletească. Am avut momente când au fost câte 4 copii odată în plasament și câte 3 sugari, își aduce aminte femeia. Doamna Rodica i-a crescut de mici și le-a oferit sprijinul necesar. Apoi le-a dat drumul în viață. Momentele de despărțire au venit și cu lacrimi. Rămâne gol când pleacă copiii, trebuie să recunosc. La primii copii era o durere sufletească. Noi ne bucuram că pleacă copilul, dar aveam o durere sufletească. Fata îmi spune, ție îți pare bine că acel copil a găsit o familie bună, dar dă-i drumul și din sufletul tău, spune asistenta maternală. Pentru doamna Rodica, meseria de asistent maternal s-a dovedit a fi adevărata ei vocație, pe care a îmbrățișat-o din plin. Dacă nu au vocație, nu reziști în timp. Renunți, nu poți să duci. Am și citit foarte mult în acest domeniu, m-am documentat, am făcut cursuri, spune Rodica. Însă adevărata recompensă vine atunci când primește telefoane și scrisori de la copiii pe care i-a avut în grijă. Toți îi scriu cu recunoștință și mulțumesc familiei pentru căminul oferit, din care n-a lipsit dragostea părintească. Puterea extraordinară a iubirii și dedicării poate transforma viețile celor mai vulnerabili dintre noi. Doamna Rodica, prin vocația sa de asistent maternal, a demonstrat că fiecare copil merită să crească într-un mediu familial iubitor, indiferent de circumstanțele sale de naștere sau dificultățile inițiale. Munca și sacrificiul ei, desfășurate pe parcursul a 2 decenii, ne arată că un singur individ poate face o diferență semnificativă în societate. Prin grija și educația oferită, acești copii au avut șansa de a deveni adulți responsabili și cu simț civic. Povestea doamnei Rodica ne reamintește că actele de bunătate și compasiune nu numai că schimbă vieți, dar țes și o comunitate mai puternică și mai empatică. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, arată-ne aprecierea ta. Lasă-ne un like sau o inimă și nu uita să dai share și prietenilor tăi.